G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Este cineva pe aici? Ce prost apără băieții fix. Au un singur chest în acest outpost și ei îl apără așa de prost. Jesus. Și am ajuns acasă și acum trebuie să dărâmăm ceva de pe perete. Oh, da, gata, dragonul l-am bătut. Am luat elitra, mai avem de făcut încă câteva chestii? Nici chiar, uite, puțin, 500 de zile e puțin, cam mult. Noi suntem momentan în ziua 156, deci mai avem de stat, dar oricum, încă nu am făcut beacon-ul. A trebuie mai întâi să mă ocup de Wither. Sau cred că prima dată trebuie să îmi aranjez inventarul, nu? Oh, da. Mamă, nins pe aici. Ce mi-era dor de voi. V-am zis că mă întorc. Mă întorc sănătos, plin de energie, să bat Wither-ul. Oh, no. Sau să merg la minat. Cred că ar fi puțin mai chill. Și oricum îmi trebuie pentru beacon, da? Deci tot stăteam și mă uitam așa la acest sat pe care l-am protejat într-un fel sau altul. Am stat în el, m-am distrat aici, am făcut trade-uri cu villagerii, am acolo o fermă de vaci și oi. Mă uitam așa la el și mă gândeam unde să pun oul de dragon și mi s-ar părea interesant să-i fac un loc special acolo, fix unde e fântâna aia, sau acolo, fix acolo în centru, aș putea să-i fac un loc special oului de dragon. Să protejez acest sat, să-l transform puțin, să-i dau puțin caracter. Sunt planuri foarte mari, ce zic eu aici. Sunt planuri foarte, foarte mari pentru cele 500 de zile. Deci sunt ambițios, destul de ambițios că voi reuși, dar de ce zic asta? Pentru că vreau să fac și un raid la un moment dat și vreau să protejez tot satul ăsta cu căsuțele astea și cât mai mulți villageri. Nu sunt eu prea profesionist cu villagerii, dar poate o să mai fac niște trade-uri cu ei, o să încerc să-i mai mulțesc, să le dau upgrade la case. Acolo poate să fie un turn de protecție. Oh my god! Oh my god! Da, am planuri super mari acum. Stăteam așa și mă gândeam, contemplam puțin la harta asta pe care o avem aici și... Da, aici sunt lucrurile din end și ar fi foarte interesant chiar acum să-i fac o mică statuie acestui ou de dragon. Cred că voi folosi puțin obsidian, puțin cobble deep slate și bineînțeles trebuie să-mi iau asta cu mine pentru că am nevoie de ea ca să construiesc eu ceva mișto acolo. Bun, și cred că o să mai folosesc eu niște end rod-uri. Oh, da. Asta facem noi acolo să fie ceva frumos și cred că mai îmi trebuie un trapdoor ca să pun asta așa. Bă, să arate bine, bă, să fie susținut, înțelegeți ce vreau să zic? Înțelegeți? Normal că mă înțelegeți pentru că mă urmăriți de atât timp și știți că sunt nebun. Bun, pe ăsta îl punem așa. Dar ziceți și voi, planul ăsta nu e bun? Gen, într-adevăr, baza mea este aici sus, de unde pot să văd tot ce trebuie. Și acolo să fie un turn de protecție când o să vină raiderii. Gen, mie mi se pare că e un loc interesant amplasat pentru un raid, că suntem așa fix în conjurat de munți. Cam, da, totuși greu de protejat și în același timp ușor de protejat. Nu știu, o să fie interesant și chiar sper să reușesc. Dar numai că trebuie de acum încolo să fac niște chestii off-camera, cred, dacă vreau să fac asta. Pentru că o să-mi trebuiască foarte mult lemn. Poate o să fac live-uri? Nu știu ce să zic. Dar o să trebuiască să strâng foarte multe materiale dacă vreau să dau upgrade la... căsuța asta, la asta, la asta. Mă rog, nu la toate, dar încerc eu să le fac așa mai interesant și nu știu. Avem unbreaking, că eu căutam unbreaking. Infinite avem aici. Nu, eu vreau unbreaking, frate. Și sigur n-am găsit niciun villager cu unbreaking corect. Hey! Nu vrea. Ok. I-am pus pe amândoi în cameră și au început să vorbească unul cu altul. Ăsta au crescut, era un copil aici. Au crescut! A, ce tare, ce tare.
Dar ăla nu știu dacă dă mending și asta mă supără pe mine. Și eu n-am silk touch. Am silk touch pe ceva? Da, pe lopată. Dă că-i dau cu lopata în casă. Bă! Ce dai? Mending. A, da, gata, mi-am amintit. Trebuia să verific, să fiu sigur dacă dă vreunul unbreaking. Deci trebuie să facem un senteam cu unbreaking neapărat. Pentru Elytra cel puțin, că nu are nici mending, nici unbreaking. Oh my god, trebuie să le fac pe amândouă. Dar da, ziceam că vreau să fac o statuie undeva pe aici, dacă stau să mă gândesc. Cred că ar merge super, super bine. Nu prea am nicio idee în momentul de față, dar voi improviza. Și sigur va ieși ceva ok-iuț. Și după putem să-i dăm upgrade dacă vrem mai încolo. Dar momentan să punem undeva ouă de dragon, să le arătăm oamenilor că poate să se bazeze pe noi, că putem să-i protejăm și că putem să transformăm locul ăsta într-un loc foarte, foarte interesant. Nu știu dacă o să aibă ziduri, mai ales pe partea asta, dar vom vedea, vom vedea ce plan de atac o să facem. Da, mi se pare destul de interesant ce încerc eu să fac aici. Bineînțeles că fac eu chestia asta și de asta mi se pare interesant, dar asta nu înseamnă că îi neapărat. Vreau să fac ceva în genul, nu știu frate, o statuie puțin mai dubioasă, oarecum, că ține ouul de dragon în acel bin, I don't know, ăla poate reprezenta că e beacon-ul. Ah, crazy, crazy stuff, I don't know, nu știu, nu știu ce să fac altceva, sincer. Poate era o idee mai bună să ridic asta puțin mai sus ca să se mai fac un stâlp mai mișto, zic eu. Dar din păcate n-am făcut asta. Dar îmi place așa. Sincer îmi place. E simplu. Momentan las așa, simplu. De fapt cred că aș putea să dărâm asta. Uite, vezi? Și acum l-am făcut deja puțin mai înalt. Așa, altceva. Și aici în mijloc ar fi fost interesant să punem fața Warden-ului. Și aici putem să punem așa. Păreri, opinii, păreri, opinii. Cineva? Cu păreri și opinii? Interesant. It's something, I guess. We can do this. Doar așa să fie ceva. Bun. Deci asta o să fie motivația să protejăm ouul de dragon de raideri. Ah, ce-mi place. Bun, perfect. A fost ceva foarte random ce-a făcut aici, dar a ieșit, ok, să zicem. Bă, dar să știți că eu aș vrea niște bambus. Am nevoie de bambus neapărat, adică până la urmă tot m-aș duce într-o... crescut ferma! Vai, de bea aștept să o culeg, imediat o culeg. Ia să vedem ferma de sugarcane, este la fel de productivă cum am lăsat-o? Da, super productivă, bun. Uite, bă, că am strâns ceva, glumesc, stați calm, că era sugarcane, nu strâns de mână, Jesus. Ia să punem în laborator poțiunile pe care le mai avem, pe care probabil o să le folosim la bătălia cu Withery, că o să facem și chestia asta, bine, nu cred că în episodul de azi. Dar cine știe? Cine știe ce se poate întâmpla? Și uite cum arată acum. Arată fancy. E simplist, dar în același timp arată bine. Îmi place ce am reușit eu să fac acolo. Și aici trebuie să-i dăm upgrade la un moment dat. Am venit cu planuri azi un episod de planuri. După ce Buzz Dragon îți vin așa idei cum să joci mai departe, trebuie să-ți faci planul pe mai încolo. Iarăși plouă, frate, mamă, nu mai scap de ploaia asta. Să punem la loc acest stone cutter și acum hai să ne gândim ce vrem să facem. Eu în primul rând vreau să fac rost de o carte de mending și una de unbreaking ca să-mi pun pe Elytra. Pentru că este într-adevăr o treabă destul de plictisitoare să iau acel sătean și să-l fac să-mi dea unbreaking. Știți și voi cum durează, v-am arătat în episoadele anterioare. Așa că o să... nu o să vă arăt chestia aia, o să încerc să obțin un satean de ăla. Ați văzut că era unul capturat în camera aia. Și în același timp o să încerc să obțin și cartea de mending, adică o să obțin niște emeralde. Ia să vedem câte emeralde avem acum, doar 10, cam nasol.
Dar nu contează, o să mă descurc eu și să încercăm să trecem mai rapid peste chestia asta cu obținerea unei elitre destul de bune. Și sugarcane, trebuie să facem rost de sugarcane mai mult, că ați văzut că avem cam puțin și trebuie să mai stau și afecă la ferma de gunpowder și chiar o să fie bine. Dar să nu uităm că o să ne trebuiască și o fermă de XP la un moment dat. Da, asta e o problemă pe mai încolo, nu? Ok, deci nu pot să dorm, o să fie zăpadă aici, asta este, trebuie să acceptăm situația. Și bineînțeles că trebuia să punem aici pe lista noastră de dorințe. Oh, no, am greșit. Ce? No! Știu ce trebuia să fac. Oh, no, am greșit. Trebuia să folosesc un glow ink sec. Oh my god, că acum dacă pun glow ink sec ăsta, ia uitați-vă. Hei, s-a oprit ploaia, ce tare, super, de-abia așteptam să... Ce? Am crezut că s-a oprit ploaia, ok, bun. Deci mai avem de bătut Wither-ul, Raid, Beacon Full și 500 de zile. În 500 de zile se vor mai întâmpla chestii. Bun, acum trebuie să mă duc să mai iau niște fructe, legume, să fac trade-uri cu sătenii. Și da. Tot o să vă mai aduc, dacă am ceva de zis, o să vă mai aduc cu mine, așa, prin gândurile mele. Totuși este o serie de long play. Acum am realizat că pot să iau cu force în cartofii și o să fie mai bine. Cred că funcționează și force-ul de pe pickaxe, dacă mi-amintesc eu bine. Și da, știu sigur că dacă nu făceam chestia asta, sigur o să-mi zicea cineva prin comentarii: Colpiri, de ce nu folosești fortune? Și eu eram gen, oh shit, iarăși am uitat. Dar da, e puțin dubios să scoți pickaxe-ul să iei chestii și de asta probabil uit. Asta e crescut la maxim? Cred că da. O să fie o zi lungă. Doamne, nu pot să cred ce carte mi-a dat. Eficiență 5. Bună eficiență 5, dar... Na. Unbreaking. Cea mai grea carte de obținut de la villager. Unbreaking 3 mi se pare una dintre cele mai grele. Bine, putem să luăm una de Unbreaking 2 și facem două trade-uri cu el dacă o să disper la un moment dat. Dar... Hai că îi dau bătăi. Deci nu-mi vine să cred, frate. Am scăpat villagerul din casă și s-a dus și-a luat alt job. Nu voia deloc să fie librarian. Și acum nu cred că mai am niciun villager. Trebuie să-i scot jobul ăla cumva. Dar l-am scăpat din casă ca fraierul. Jesus Christ, man. Oare mai este vreun villager pe aici? Mamă, ce tristă e situația. Tu cine ești, frate? Frate! Tu ce dai? Tu ești băiatul cu Infinity. Tu idiotule, că ți-ai luat job de pescar. Scot jobul de pescar. Gata. Nu mă interesează. Vino încoace, you stupid. This is your job! E nesimțit. Unde s-a dus nebunul? Nebunule, termino! This is your job, man. This is your job. Jesus Christ. Ăla, da. Ce dai? Nimic. Du-te la ăla. Acum îți ordon. You stupid. Într-un final s-a decis băiatul ăsta să mă ajute. Numai că trebuie rapid de tot să plec de aici, că trebuie să fac trade-ul cu el, neapărat. În sfârșit, frate, dezvoltasem o metodă nouă cu două lecternuri. Spărgeam unul, după imediat își lua cealalt job. Era destul de șmecher, da. Bun, acum trebuie să am grijă să nu îl scăp pe idiotul ăsta. Și nu pot să intru? Ba da, pot să intru cam elitra. Haha! Mă duc să fac rost de sugarcane. Că momentan emeralde mai trebuie să strâng. Erau vreo 30 de emeralde acolo, parcă nu. Da, mai am de strâns destul de mult. Dar măcar putem să blocăm trade-ul cu el
dând 24 de hârtie trebuie să-i dăm și gata, este al nostru pe viață. Și cartea de mending am obținut-o, by the way. Facem afacerea, gata. Trebuie să strâng 30 de emeralde și o carticică trebuie să-i mai dau și gata. Din păcate, ăsta e tot gunpowder-ul meu. Este extrem de puțin. Va trebui să mai stau la ferma de creeperi, a feca ceva timp, pentru că nu putem să... Am mai puțin gunpowder decât sugar cane, voiam să zic, decât paper. Și asta e nasol, pentru că am fermă de creeperi și ar trebui să produc o grămadă. Oricum, produc o grămadă, dar numai că trebuie să stau feca. Și mai avem sugar cane destul de mult aici, deci putem să ne facem niște rachete imediat. Dar încă aștept cartea de Unbreaking, pe care o obțin imediat. Când mai am 26 de emeralde, mai îmi trebuie 4 emeralde și gata, am scăpat. 33 de emeralde. Mulțumesc, dragul meu Sătean. Ai fost foarte de treabă. Ar trebui să pun totuși ceva să nu dea vreun schelet în el, să, eu știu, cine știe ce se poate întâmpla. Lăsăm un crafting table acolo. Ok, hai să facem trade-ul pentru cartea de Unbreaking 3. Hello, my friend. Mulțumesc pentru această carte. A durat extrem de mult, dar măcar am obținut cartea. Și acum putem să zburăm cu Elytra. Trebuie să mă duc repede, repede jos să văd dacă mai am gunpowder la fermă. Sper că mai am. No, nu este nimic. Oh my god. Nasol. Înseamnă că nu pot să zbor imediat. Of, doamne, trebuie să stau AFK. Ok, o să stau AFK vreo oră, două, trei. Acum vreau să pun enchanturile pe Elytra. Unbreaking 3 și mending. Perfect, nu este prea consumată Elytra. Am consumat extrem de puțin. Adică n-am zburat deloc aici pe la baza mea. Și acum chiar vreau să fac chestia asta. Chiar dacă nu prea am rachete, pot să fac foarte, foarte puține. Nu contează, puține, 15 e un număr foarte bun, e un număr extrem de bun și da, sunt bucuros că în sfârșit pot să zbor pe această hartă. Ia uite, baby, altă viață, de acum s-au deschis posibilități noi, putem să ajungem în locuri mult mai șmechere și mult mai rapid, putem să mergem în deșert, luăm chestii de acolo, putem să, oh my god, da. Altceva, frate, când ai Elytra, altceva. De acum nu o să mai trebuiască să urc așa. Am urcat destul și mi-am luat destul fall damage. Ăsta era răspunsul la fall damage-ul meu. Îmi trebuia Elytra. Dar acum este momentul să stăm AFK la ferma de creepers. După ce am stat la ferma de creeper, puțin AFK, nu știu, cred că am stat o oră maxim, și m-am apucat de minat fier prin munți, că parcă munții ăștia erau cam plini de fier și acum că aveam Elytra puteam să zbor imediat din loc în loc și observam mult mai bine fierul și am strâns ceva fier, am strâns câteva blocuri bune, aproape încă un stack de fier, de blocuri de fier, ceea ce a fost super, super benefic. Am zis să nu vă mai iau cu mine să stau să vorbesc cu voi când minez fier, pentru că ați mai văzut chestia asta până acum și încerc să nu mai repet anumite lucruri. Bun, și după m-am apucat de o mică fermă de sugarcane, într-adevăr manuală, dar asta manuală și mare este de 1000 de ori mai eficientă decât astea mici și automate. Asta e for sure, cum ar zice americanul. Și ce am mai făcut? Ah, da, am minat după diamante. Am făcut un strip mine. În sfârșit avem un strip mine și am reușit să găsesc niște diamante dintr-un blob de ăla de diamante de 8 sau 6 diamante, nu știu cât erau acolo, cu Fortune 3 am reușit să fac rost de 24 de diamante, ceea ce e destul de șmecher. Și după ce am găsit diamantele alea, n-am mai făcut nimic, dar da, acum avem și un strip mine. Știu că acum câteva episoade ziceam că, bă, totuși hai să nu fac strip mine, dar nu știu. Am avut chef să fac un strip mine. Știu, e weird, acum mă simt puțin ciudat că vă zic asta, dar chiar am avut chef să fac un strip mine și să găsesc niște diamante în felul ăla.
I don't know why, mi se pare puțin mai relaxant. Și parcă nu vreau să pierd seria, înțelegeți ce vreau să zic? Da, și aici avem ferma de sugar cane manuală, care e bună, numai că am cules-o foarte recent și de asta nu are prea mult sugar cane acum. Iar acum cu sugar cane-ul pe care o să-l mai strâng eu și gunpowder-ul pe care l-am obținut aici într-o oră de stat a feca, ia să vedem. Sunt curios dacă pot să fac un shulker box cu rachete. Am primit ceva gunpowder. It's not bad. Băi, e prea șmecher, frate, cu Elytra. Încă sunt mega bucuros că pot să folosesc Elytra acum. Gen, am chef mai mult să mă joc pe harta asta. Serios vorbesc, este șmecher tare. Bun. Acum, noi atâta sugar cane avem, cred că l-am cules de peste tot și cam ăsta e sugar cane-ul nostru momentan. Știu, sărăcie mare, dar hai totuși să facem câteva stacuri de rachete bune și o să îmbunătățim încetul cu încetul acest proces să fie mult mai eficient, maybe. Adică ferma aia de sugar cane, nu știu ce să facem. Aia eu zic că e temporară, dar vom vedea. Vom trăi și vom vedea. Dar eu zic că pentru moment avem destule rachete, o să dureze ceva până o să le folosesc eu pe toate astea. Așa că, da, that's very good. Da, și ziceam că vreau să fac un pickaxe nou de diamant și să-l fac cu silk touch. Noi acum nu avem silk touch. Avem aici un pickaxe de diamant. Și o să trebuiască să fac și un hoe, dar nu acum. un hoe de diamant și după să-l dau de netherite. Este un enchant și pentru chestia aia și se cheamă Serious Dedication sau ceva de genul acesta. Și da, unde era ăla? Aha, aici. Bun, îl facem direct de netherite și acum îi dăm un enchant, că avem nivele. Ia să vedem, frate, ce enchant pică pe stack. Pică ceva bun, frate? Hai, Fortune 3. Jesus Christ, fix ce nu voiam. Mamă. Damn, what the hell. Avem nivele măcar. Putem să avem luxul de a face câteva enchanturi fără să ne doară capul. Eficiență 4. Bă, slab și ăsta. Îmi pare rău, dai slab, bro. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Eu vreau silk touch. Super. Eficiență 3, am breaking 3. Da, eficiența o dă prost rău ăsta. Păi, it's ok. It's ok for the moment. Oricum o să folosesc ăsta mai mult. Și da, acum avem extra diamante pentru... Nu știu ce. Sincer. Nu știu ce, dar avem extra diamante. Deci nu știu cât de des o să mai folosesc eu strip mine-ul ăla. Mai mult m-am dus sincer să vă zic, m-am dus pentru cobalt deep slate, pentru că nu prea aveam cobalt deep slate și acum am foarte mult și sunt sigur că o să mă ajute. Am foarte mult, dar nu știu unde l-am pus. Dar credeți-mă, am foarte mult. Bă, și am descoperit ceva în timp ce minam în munți fier. Poate mai găsim și acum cât zburăm, dar mă îndoiesc. Am găsit un outpost villager, nu? Outpost pillager outpost. Da, cred că așa se cheamă. Mă rog! Ideea este că sunt gușterești aici și putem să facem raiduri mult mai ușor decât credeam eu. Și nu am scutul la mine. Dar hei, oare să fac așa o chestie de asta? Hey, what's up, guys? What's going on? Este cineva pe aici? Ce prost apără băieții, fix. Au un singur chest în acest outpost și ei îl apără așa de prost. Jesus. Bă, sunteți... Vai de capul vostru, băieți. Dacă nu reușiți să protejați un singur chest, ce să vă mai zic? Avem de toate, frate, avem. Da, le iau pe toate, că vă fur tot ca să vă învățați să nu mai aveți morcovi să mâncați. Bun, poftim ăla, sănătate, ne auzim. N-o să vă mai vizitez prea curând. Dar acum avem arbaletă, oameni buni, și o sticluță de XP. That's something. Acum am realizat că... Am câteva iteme în Ender Chest, numai că eu nu am Ender Chest-ul la mine.
Și eu nu știu ce iteme mai am acolo, dar mi-amintesc că am luat capul de dragon și acum nu vedeam capul de dragon și eram gen, what? Că capul ăla de dragon mergea foarte bine acolo la statuia aia. Da, nu știu ce să zic. Ceva am făcut. Am făcut un target și voiam acum să fac o chestie, să mă antrenez. Fii atent, știi cum putem să facem? Punem asta așa, lăsăm ținta aici și acum trebuie să mă duc să iau niște glowstone în Nether. Pun un redstone lamp și când activez ăsta, când o să nimeresc ăsta, o să se aprindă acel redstone lamp și știu că l-am nimerit. Da? That's pretty nice. Ok, dar oricum trebuie să mergem în Nether să ne batem cu câteva blazuri și scheleți. O, da. On! Jesus Christ, why, just why? Why you do that, Olpir, why? Oare vine până aici? Oh, no!